Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la noua ediție Interviu cu Flora Ordean. Iată că astăzi, a doua zi după Ziua Femeii, astăzi de Ziua Bărbaților, am considerat că este oportun să invit în platou emisiunii la o discuție între două femei, pe doamna viceprimar, doamna profesor Roxana Iorga, viceprimarul în exercițiu al municipiului Roman. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24 online în această postură. Mulțumesc mult de invitație, cu mare drag. Prima întrebare firească este aceea. Cum ați reușit să vă acomodați din postura de cadru didactic așezat în fața elevilor cu un cadru didactic de excepție, și asta o spun în cunoștință de cauză, să reveniți într-o muncă administrativă care este mult mai monotonă și mai, nu știu să-i zic urâtă, dar mai dificilă. Categorie. Și cum ne facem acum, știți? Am avut emoții inițial. Mă gândeam ce găsesc în primăria Roman ca și oameni, ca și caracter. A, nu, din punctul ăsta de vedere. Vă spun sincer că am rămas plăcut surprinsă, pentru că fiecare om își face treaba la locul lui și locuițele sunt puse în mișcare. Este bine organizată primăria. Da. Am constatat, mi-au spus cei care mă susțineau la momentul respectiv că nu vor fi probleme din punctul ăsta de vedere. Sunt meritele manageriale ale deputatului Leoreanu. Dar să știți că echipa este închegată și de Lucian, deci știe să-i atragă. Bine, de 8 ani în aceeași echipă. Exact. Vezi un om de o finețe deosebită. Sper să rămână echipa așa, pentru că chiar au succes în ceea ce fac și nu, dar mai rulează bine. Eu vorbeam de celălalt aspect, pentru că pentru un cadru didactic să treacă de la programul acela de 4-5 ore, care în realitate e mult mai mult, dar presupune cu totul și cu totul altceva, la cel de 8 ore în care vrei, nu vrei și uneori trebuie să depășești acest lucru, nu este ușor și problematica este diferită. Da, da. Și nu știu, sunteți și prima femeie viceprimar, din câte mi-am amintesc că nu a mai existat un viceprimar femeie după Revoluție. În istorie m-am uitat, da. Așa cum n-a mai existat primar generalul Capitalei, așa exact. Cum a existat, nu, iată că femeile... Nu cred că neapărat sexul aduce puterea într-o instituție. Eu sper să fiu persoana care să ajut la mișcarea acelor rotițe. Întorcându-mă la ce m-ați întrebat, într-adevăr, sunt două domenii care aproape că sunt doar tangențiale. A fost o provocare inițial. Ca și grad de dificultate vă întreb, unde este mai ușor? La catedră sau nu le pot compara. Nu le pot compara. Bine, pentru că sunt lucruri, sunt lucruri diferite. Vă dau un exemplu. La școală aveam și 8 ore pe zi, veneam acasă cu copiii pentru pregătirea la olimpiadă. Astăzi, de exemplu, mă întorc din nou la școală, mâine e o zi plină, sâmbătă e olimpiada județeana. Dar catedra dumneavoastră este rezervată pentru un moment. Da, da, m-am întors doar cu câteva ore, legea îmi permite, legea aleșilor locali permite celor 4 categorii, să ziariști, cadre didactice, oameni care lucrează, cercetători, și mai eram cu o categorie. N-aș fi putut să trăiesc fără copii de acolo. Am sufletelele mele care mă energizează și mă duc dimineața la școală. Și pot să confirm aici cu toate certurile, nu că facem parte din aceeași branșă, că suntem cadre didactice, dar pot să vă confirm de la nepoata mea, Milena, care a făcut cu dumneavoastră, cât a învățat la Roman, ore de biologie, parcă, da, dacă rețin bine, că erați una dintre cele mai iubite, dacă nu chiar cea mai iubită profesoară. Asta vine din faptul că o fac cu pasiune și îmi place la nebunie. Și aveți și noastră copii și... Exact. Nu știu dacă mai merită să mai rămâi acum în învățământ, pe ce salarii sunt,
sub 20 de milioane, cu toate gradele date la zi. Mă rog, e un alt subiect, da, e un alt nostru subiect, și atunci vreau doar să scot în evidență că rămâi acolo doar din dacă negație, faci, exact, și doar pasiune. Dacă faci de drag, pentru că așa simți. Am venit în primărie, nu revenisem, n-am fost niciodată, am venit în primărie, vă spuneam, cu emoții, pentru că era un alt domeniu. Și aveți și domenii foarte dificile, că o să discutăm acum ceva repartizat, direcția de taxe și impozite. Exact. Nu, am găsit acolo o echipă care m-a ajutat. Da. Am plecat cu ideea că vor fi niște oameni care au luat-o și ei la un moment dat de la început. A fost un început pentru orice lucru. Acei oameni m-au ajutat să trec peste, iar la ora actuală mă simt confortabil și chiar nu mai văd... Ați intrat în probleme. Exact. Bine, acum nu vă erau chiar necunoscute, pentru că ați intrat și în calitate acolo, de asta. Da. Și echipa este formată din foarte buni specialiști, deci a fost iar un merit al primarului Leoreanu de a fi știut să adune în jurul său oameni competenți pe care să-i pună la treabă, în ciuda acelor, așa cum spuneți, salarii, că nici în administrația publică nu zicem, sunt da. Salarii de asta, să facă treabă, și chiar s-a făcut treabă bună la primărie și se face treabă bună la primăria Roman. Spuneți-mi ce domenii v-au fost repartizate. Direcție de asistență socială. Domeniul extraordinar. Foarte greu. Vă spun sincer că am avut plăcerea să... Aveți un director bun acolo? Da, am avut plăcerea să merg pe teren în prima săptămână cu doamna Amona Căsorina și m-a lăsat baf, pentru că sunt o grămadă de centre puse la punct, cu oameni dedicați. Am văzut schimbări majore în ultimii 4-5 ani, chiar puse... Într-adevăr, e o mână, se vede. N-ai ce să reproșez. Aveam o imagine... De asta se află și pe locul întâi, ca și punctaj la acea gală, exact, deși, da, după părerea mea, foarte puțin. A fost singura din Roman care, în timp ce la Piatra era lista de vreo 9-10 oameni. Ca de obicei, romanul discriminat. Nu vreau să mă bag, vă spuneam că nu aș vrea să mă bag astăzi în polemici, pentru că nu e cauză. N-aduc decât câmpuri negative. Știu eu să punctez unde. Adică și eu sunt o bună cunoscătoare a tot ce mișcă în județul ăsta după atâția ani de presă. Da, până aș fi vrut să nu intru în detaliile astea, vă spuneam de ce, pentru că mi-atrag lucruri negative și eu sunt un om care nu arăt, dar mă duc acasă și mă consum. M-am consumat pentru nimicuri răutăcioase după momentul meu acolo și m-am zis că nu are rost. Asta era ca o paranteză. Apropo de asta, cum au primit colegii plecarea noastră către colegii de la școală, da. Da, ei mă văd în fiecare zi, vă spuneam, primele două ore sunt acolo, deci până se face încălzirea și până se pornesc motoarele în cealaltă parte, eu am făcut încălzirea la școală, vin deja cu energia de acolo, apuc să prind două pauze cu colegii mei și sunt fericită din punctul ăsta de vedere, pentru că n-am pierdut legătura. Să revin, aveam direcția de asistență socială, vă spuneam, mai este direcția de taxe și impozite. Iar foarte grea. Este doamna Pisic acolo și chiar râdeam în momentul în care mă pregăteam să vin în primărie și nu cunoșteam oamenii, știam nume, știam cine e acolo, dar nu făcusem cunoștință. Domnul Ghica, domnul fost viceprimar, m-a asigurat, Roxana, nu îți fă probleme, deja doamna a caracterizat fiecare doamnă, fiecare domn din respectivele direcții pe care le-am în subordine și îmi spunea de doamna Pisică, sper să nu se supere acum că dau din casă. Profesioniște. Da, îmi spunea, nu, deci nu trebuie să-ți faci griji. La doamna Pisică, dacă ai un leu de dat, sigur vei da doi și te va scoate și datoare. Și atunci m-am liniștit cu gândul că sunt oameni care chiar trag, bun, era o glumă, nu scoate dator, dar
Da, are și mica cele exact, de a determina pe exact, contribuabil să-și achite. Am văzut în ultima perioadă cum lucrează. Deci nu sunt partipriuri, că Gigel de peste drum sau Vasilică de nu știu unde are 3 lei și nu, nu sub nicio formă, nu au apărut lucrurile astea. Chiar dacă orașul e mic, știți, și în momentul în care ajungi undeva, imediat te găsești câte o cunoștință să, știu eu, să-l ajut, să avea o amendă, parcă aș putea să o plătesc eu sau... Deci nu, este o doamnă corectă, profesionistă, sunt cu inima împăcată în momentul în care semnez acte care fiind din acea direcție. Nu că n-ar fi la fel și la celelalte. Asta era la direcția taxe și impozite. Apoi la urbanism, cadastru, iar, la fel. Foarte greu. Foarte dar, greu. Din nou, un profesionist, doamna arhitect Alexe și o mână de fier acolo. Am fost și am văzut echipa. Vedeți că se apropie de pensionare. Da, băi, o să se găsească. Nu, cred eu. Noi sunt oameni. Până așa cum, de exemplu, la direcția de finanțe contabilitate, plecarea lui Plai. Da. Vreau să vă spun că se cunoaște și s-a cunoscut, că acum am impresia că nu mai este nici măcar consilier. N-a rămas, nu? Știu că s-a retras total. Da, da, da. S-a retras total, obosise. Mi-a spus că obosise. Aici e problema, pentru că pe un director financiar trebuie foarte bun și domnul Plai a ferit primăria Roman pe ceea ce înseamnă greșel, pentru că dumnealui a lucrat înainte de a fi contabil șef la director financiar la primăria Roman, a lucrat la Curtea de Conturi și deci știi să previi exact. Și asta e cel mai important. Putea să fie Dumnezeu că dacă nu era legal nu își dădea giro. Și asta să știți că eu în cele 4 domenii pe care le am în subordine, nu am avut până acum momente în care să am emoții. Vă spun sincer, am avut și nelămuriri, am avut și lucruri pe care nu le-am înțeles, nu mi-a fost rușine să dezbat subiectul. Prind, de exemplu, ședințe cu doamna arhitect în care mi explică fiecare lucru în detaliu ca să pot să fiu cunoștință de cauză. Exact. Au fost dezbaterile cu tot felul de problemuțe acum alaltă ieri. Deci lucrurile merg în primărie pentru că sunt rotițe care se învârt și e foarte ușor să intri în acest angrenaj. Da. Și vine însă o perioadă în care va fi destul de dificil de lucrat pentru că se intră în campania electorală. Se știe că până cel târziu, în mai, iunie, guvernul trebuie să scoată primăriile care posturi sunt vacantate. Ei, în campanie electorală, să vedeți frumusețea. Deși s-ar putea ca cetățenii să meargă pe continuitate, să-și dea seama că este vorba de, dar competitorii anunțați sunt foarte serioși și va fi o campanie, să zic eu, interesantă. Da, nu știu care sunt sursele dumneavoastră. Dar PSD-ul merge cu Marius Neculai. Nu știu, s-a hotărât? Se pare că l-a cam hotărât partidul. Asta vreau să spun și eu, pentru că... Și așa se stătea sub... Știți, eu m-am ținut să dau sfaturi, dar... Dacă aș fi prieten de familie... Nu, știe foarte bine, știe foarte bine dumnealui, pentru că știți foarte bine că a lucrat ani buni cu primarul Ioreanu și eu chiar mi-am pus întrebarea dacă nu este... Ați spus că nu intrăm în politică. Da, mai bine nu aș că este o revanșă, este o revanșă pe care și vrea fostul deputat Marius Neculai, pentru că la rândul lui și deputatului Ioreanu i s-a impus prezența Elenei la Udrea, care, Elenei Udrea la Roman, care să-l scoată din joc pe Marius Neculai, care a fost un deputat foarte bun pentru Roman și foarte activ. Deci vor fi doi candidați puternici. Nu aici, al treilea nu mai contează, Samson de la imobiliare.
Deci, în opinia mea, nu fiecare, știu. Și dacă se mai gândește și Sorin Cazan să vină, iar este un element de picanterie, dar se pare că nu, după câte mi-a zis, că mai, acum este de, fără de partid domnul Cazan. Așa a rămas că, fără. A rămas fără de partid. Da. Că acolo s-au exclus în partidul respectiv, s-au exclus unii pe alții. Acolo. Nu știu ce interes ar avea, sau mă rog, am spus că nu intru. Mănâncă limba. Nu, nu, dar trebuie da. Să discutăm, că doar este o emisiune de dezbatere. Da, nu știu dacă e bine să îi exprim eu ce țin în sufletul meu, dar păi, să sperăm ca la ei să fie jocurile curate, știți? Așa. Și dacă vor fi jocurile curate, probabil că, într-adevăr, domnul Neculai ar putea să stea liniștit, dar... Nu, da, eu vreau să vă spun că cum, probabil cum că de aceea este, probabil de aceea este și indecis, pentru că să are lucrezi motive. Cu un consiliu în care majoritatea ți este adversarul politic, nu este foarte ușor. Nu, asta înseamnă că nu trece niciun proiect de hotărâre la modul propriu, dar o să vedem, trebuie să șpețe de o să aibă... Da, nu, nu doar, eu... nu aș vrea să dau sfaturi, dar știți cum, ferește-te de prieten, că de dușman mă feresc eu singur. Da. Nu cred că dușmanul domnului Marius Neculai suntem noi. Dar nu se pune problema aici de dușmănie, aici se pune problema era de adversitate. Era o chestiune pe gând, din care putea să este vorba de adversitate politică, PSD-ul trebuie să-și pună și el oamenii lui, va bate moneda pe care o va bate, o vom ști, care este guvernare PSD la nivel central, guvernare la județ și... Da, să vorbe... De asta vă spuneam, că nu știu dacă sunt în avantaj ei acum... La roman, categoric nu. Și la național, zic eu, pentru că nu știu dacă toate lucrurile pe care le-au promis s-au și rezolvat. Ei, știți? Vedeți că dacă luăm, haideți să luăm mai exemplu vestite taxe de mediu, că lumea, au scos 102 taxe, dar au băgat una care face cât toate celelalte asta la un loc. Asta vreau să vă spun, știți, scoatem 80 de taxe de 3 lei și mai punem una de 200 de euro și am rezolvat problema, dar am zis că nu intrăm în... Da. Da, e cel mai bine ca să nu... Să nu supărăm. Dar în politică nu trebuie să fiți așa. Da. Sunteți președinta organizației de femei. A, uite, asta îmi place. Da. E subiectul care îmi place. Subiectul care... Da. O feministă convinsă, pacificatoare, văd că și în politică pacificatoare, în politică nu e chiar așa cu... Ha, eu aștept momentul. Eu aștept momentul în care să fim corecți unii cu alții, să mă pot uita pe partea cealaltă a mesei în ochii adversarului și el să privească pe aceeași da. Linie. Mine. Dar spuneți-mi cum a funcționat intuiția mea de jurnalist. Da, nu-mi spuneți. Deci, cine v-a anunțat pe dumneavoastră? Mi-e frică să aveți mai... cuvântul meu de onoare că intuitiv, adică având psihologia oamenilor politici și cunoscând realitățile și cunoscând am putut de ce să jur. Mai spune, să știți. Da. Da. Deci, ei, nu sunt mama Omida. Nu sunt mama Omida. Da. Da. N-am crezut atunci, pentru că era imediat după Revelion, îmi pusese niște dorințe dintre astea omenești. Nu, eu am luat om cu om, deci v-am zis că am mers pe intuiție și pe analiză profundă și am luat un om din Consiliul Județean și am spus ăsta da, ăsta nu, ăsta da, ăsta nu, ăsta da și am zis Roxana Iorga. Am înțeles. Da, deci a fost singurul fără sursă. Mi-ați produs o noapte cu de insomnie în acea seară. Da. Și mă bucur că ați avut dreptate. Eu v-am zis, sunt acolo să fac treabă. M-am dus să fac treabă, să mă... Nu, deci am, eu efectiv am fost în rolul conducătorului de echipă care a luat și a analizat fiecare om. Tămle. Conștiincioasă, calități bună. Milena nu mai este eleva mea, deci nu mai am. Nu, n-am de ce. Glumesc. Milena din... Glumesc.
Din fericire, unde este, este foarte bine. Și mă bucur pentru ea. Foarte bine, învață bine, are concerte luni, n-a venit acasă luni, a concertat la... Mai vorbesc, mai țin legătura cu ei pe Facebook. Da, la, a avut un concert știu. La Casa Studenților. Da, a cui? Da. Cum spuneam noi, Casa Universitară. Așa, da. Hai, și vreau să zic că e un copil care muncește 10 ore pe zi, mi-e și milă uneori de ea. Da, da, o face din... Da, da. Ea acum lecții de canto clasică, până acum am făcut cele lecții de chitară, basia, asta în particular. Este o investiție într-un copil, da? Că ai mândră să simte din voce. Nu neapărat. Eu să știți că nu am fost cea care a trimite un copil în lume la 13 ani. Ușor. Nu e ușor. Dar este, așa cum o știți, foarte independentă și extrem de responsabilă. Din experiențele astea v-a învățat și să știți că în viață experiențele astea îți mă croiesc, de fapt. Da, era extrem de bucuroasă apropo de matematica pe care făcea aici, că a luat 9 la matematică, vă dați seama că aici la domnul Oprea nu e așa din 6. Cred asta, că da? Punea invers domnul Oprea. Da. Ei, da, nu, da. Nu, cred că am glumit din asta. Vorba de liceu vocațional, acolo te duci să faci ce-ți place, faci cu totul altfel, dar muncă multă, apropo de asta. Și haideți să ne întoarcem la oile noastre cu primăria. Felicită, Milena, și îi țin pumnii, să știți că eu sunt în spatele ei pe Facebook tot timpul, îi ridic moralul, îi mai dau câte un like pentru că mi-e un copil drag. Da. Muncitor. S-a maturizat extraordinar de mult, a făcut 14 ani, dar este un an foarte greu, o să-l știți, cu examene și acolo, atenție, acolo, pe lângă examen pe care le dau copiii la clasa 8-a, matematică și română, de valorile naționale, acolo au examen la fiecare obiect de specialitate, fiind liceu vocațional, au la asta și de asta face acum și teorie. Și... Să știți că are luni și joi simulare. Da. S-o sunați duminică. Cred că... Lunea de la română, joia la matematică. Da. De, vă dați seama că e așa. Să ne întoarcem la atribuțiile din primărie, că văd că facem mai ce facem și ne întoarcem la cele didactice, locul din care am plecat amândouă. Încă un domeniu, Club Sportiv Municipal Roman, CSM-ul este... Acolo e greu. E greu, da, dar... Greu, probleme financiare. Suntem în obiectiv ca și... clasament, să zic. Obiectivul era în primele 5 locuri, suntem pe locul 6, dar suntem de bara la jumătatea campionatului și s-au dus jocuri cu echipele fruntașe până acum. Deci, dacă uitați-vă că lipsa de... Pe ce loc se află? Locul 6. Lipsa de resurse financiare și... își spune totuși cuvântul aici, pentru că este greu, am înțeles că sunt întârzieri la salari, întârzieri de la domnul primar. Da, știți, lucrurile se rezolvă în timp, nu erau exagerate, deci erau vorba de o lună, asta se întâmplă. Bun. Și problema pe care au ridicat-o adversarii noastre politici, respectiv PSD-ul în Consiliul Local, era aceea dacă merită ca bugetul local să mai sprijine și acea echipă de fotbal la minorul. Pentru că ce echipe mai avem noi acum care sunt sprijinite afară de... Da, nu, la minorul, la fotbal băieți, vă referiți. Fotbal băieți, da. Da, atât. Da. Nici nu știu dacă merită echipa aceea. Sunt tot pe locul 6. Tot pe locul 6? Da, sunt pe locul 6. Sunt în obiectiv, vă spuneam, obiectivul la cele două au fost, obiectivele, cele două au fost locul 5, dar suntem la jumătatea campionatului în amândouă situațiile. Uitați-vă, poate aici ar trebui mai multă comunicare, nu știu dacă din partea noastră, domnul Benchea, ca de obicei, foarte rezervat, e frică să nu vă deranjeze. Să știți că e un adevărat profesionist, deci eu lucrez cu dumnealui, mi-e foarte drag pentru că este foarte tipicar în tot ce înseamnă documente, deci poate nu are... a fost atâția ani consilier, a fost consilier local, consilier județean...
care ar trebui, deci, domnule, ca să cunoască lumea de ceea ce se întâmplă, trebuie să iasă în față nu doar primarul municipiului sau viceprimarul, ci trebuie să iasă după părerea mea, după opinia mea și ceilalți. Dar ziceți-mi cum... Da, corupeți pe holul primăriei. Da, cum, spuneți-mi, cum reușiți să vă descurcați dumneavoastră, că sunteți o finuță, o delicată... Nu, nu credeți. Nu. Tocmai dădusem un interviu unei colegi de-a noastră din presă și am rămas surprinsă târziu noapte când am citit. Era un teorusul, da. Am făcut seria de interviuri cu fetele în perioada asta și reportofonul a fost uitat pe masă, eu m-am trezit la un moment dat luată de val și am spus lucrurilor așa pe nume fără să mă mai strâng cu ușa. Nu, dar nu mi-o închipui pe Roxana că, în calitatea asta de viceprimar, da, sunt momente în care trebuie să fii și mai dur. Au fost și le-am povestit și bă, cred că a rămas și a... Ziceți-mi un exemplu. Dacă atunci, din primărie ați ajuns... Spuneam atunci în interviu că cei care mă cunosc din echipa noastră știu că pot fi și altfel. Adică știu să dau și pumnul mas atunci când mă enervez. Știu să ies din sediu trântind ușa dacă nu-mi convine ceva. Știu să mă iau un piept chiar cu... Nu știu... N-aș vrea să dau nume. Au fost momente când mi-am spus părerea fiind singura femeie într-o ședință la județ, să zicem, și pe moment s-a făcut liniște în sală. Deci pot fi și așa, dar acolo. În rest, când sunt în slujba cetățeanului, sunt calm pentru că n-are el nicio vină că nu merg lucrurile în primărie, ca să fiu eu nu, botoasă. Aici nu se poate spune, nu-i corect spus că nu merg lucrurile în primărie. Dacă mai sunt, asta merg... e lipsa de bani, lipsa aceasta de... Gândiți-vă să vezi că ostilitatea județului, să... Vezi că de acolo nu-ți vine nimic, că e o bătaie de joc tot ceea ce primești acolo la adresa romașcanilor, nu este simplu și că totul se face ne pe... povestesc consilierii județeni când vin de la ședințe, ei vin terminați, vin în ședințe la sediu și vă spun sincer că rămân fără cuvinte câteodată, stau și mă gândesc. Este președintele Arsenie, este omul care în continuu ironizează adversarul politic, deși, adică 14 voturi ale voastre, deși în Consiliul Județean n-am să înțeleg niciodată cum s-au putut face o majoritate între stânga și partidele de dreapta. Deci gândiți-vă acolo că s-au făcut după principii, nu după principiul politic al ideologiei politice. Acolo s-a făcut pur și simplu după interesele personale. Culmea a intrat că... două partide cu câte doi consilieri ca viceprimar și a lăsat în afară partidul cu 14 consilieri. După mine este vinovată legea pentru că s-a greșit enorm schimbându-se legea. Nu trebuia, trebuia să mă lase pe mine cetățean să-mi votez președintele Consiliului Județean prin votul direct, nu să faci prin jocurile ascunse pe sub masa consilierilor să-l aduci pe Arsenie în fruntea bucatelor la Neamț. Mă abțin cu greu. Eu dați-mi voie să nu mă abțin pentru că eu am fost și jurnalistul acela, știți foarte bine că am avut curajul să atac în Consiliul Județean acea porcărie de hotărâre de Consiliul Județean. Din păcate justiția noastră a funcționat așa cum a funcționat, că mi-a pus termenul la 3 zile, la 3 săptămâni după ce s-a închis târgul de Crăciun, ca după aceea să se constate că tot ceea ce suspicionam, atenție, pentru că un om cu cât de cât cu scaunul la cap și aș fi dat seama, mă, cum să coste 5 miliarde jumate montajul a 54 de acolo țărea în ochi. Aici vreau să vă spun că colegii dumneavoastră consilieri m-au dezamăgit că au votat acel proiect. Deci mie ca jurnalist mi-a sărit în ochi că e ceva în neregulă.
Și ei l-au votat ca nu cumva să dea rău la populație că nu votează proiectul. Au fost, din ce am înțeles atunci, au fost niște jocuri făcute înainte cu 10 minute de a se intra în sală. Niște hârtii date la intrare. Mă rog, nu știu și n-aș vrea să acuz. Bun, este foarte complicat. Lucrurile sunt foarte complicate. Am înțeles că acum a intrat pe fir, au intrat pe fir și, acolo, și poliția a anchetat pentru anchetele de presă ale colegului nostru Daniel Muraru. Da. Au scos în evidență cu dată, cu oră, cu minut, cu tot, toate manevrele acestea de dirijare a banului public, de sifonarea banului public, deci nu 10 miliarde, că erau enorm cât s-au alocat pentru asta, ci până la urmă s-au cheltuit în jur de 15 miliarde, se spune colegul nostru Daniel și dovedește cu acte, cu toate aceste și toți banii aceștia au fost dirijați către firme de partid. Să vedem ce o să iasă din ancheta asta. Pe mine m-au deranjat lucruri pe care le-am văzut. M-au deranjat modul bătaie de joc. Pe băncile copiilor, știți? Deci eu, în momentul în care predam, în ultima săptămână, ce aveam de predat, copiii aveau pliante roșii cu trandafir și cu numele mare a președintelui Consiliului Local, Consiliului Județean, scuzați-mă, pe masă. Aici era inadmisibil. Și nu mi s-a părut corect. Dar se știe cine, cum le-a adus, de unde, cum s-au împărțit, unde s-au împărțit, nu-i treaba mea, dar era și treaba dumneavoastră. De ce? Era și treaba dumneavoastră, că în școală nu se face politică, este clar. Da. Este clar că nu se face politică. Sunt multe de spus, știți, vă spuneam, am momente când ajung acasă și... Păi asta vreau să vă întreb acum, toată această muncă dumneavoastră este în detrimentul familiei, pentru că una era să stea Roxana Iorga 4-5 ore pe zi cât avea la școală și alte să stea acum 8 ore la care se adaugă și altele, trebuie să mergi sâmbătă, trebuie să mergi duminica, trebuie să mergi când e nevoie. Au fost și weekend-uri când am lipsit de acasă. Da. Pentru că în același timp fac și perfecționările în partea de educație. Am o persoană care mă sprijină și... Probabil soțul, nu? Interlocutor. Da, exact. Este mama... tot cadrul didactic? Nu, nu. Soțul nu este în politică, nici nu vrea să fie. Vă spun, îi spuneam și în interviul trecut, nu știu niciodată cu cine votează. Deci să vă imaginați, noi mergem la vot, așezăm în cabine separate, ieșim și nu vorbim despre asta, pentru că nu își dorește să fie aici. Pe mine acest lucru mă ajută, pentru că măcar acasă să nu mai aduc toate încărcătura respectivă. Am fata cea mare în clasa 10 la matematică informatică intensiv, la Roman văd clasă foarte, foarte bună, cu profesor de nota 20. Mulțumesc pe calea aceasta. Nu am avut niciodată, știu eu, problema să mă duc să o controlez la teme sau să mă sune doamna dirigentă că a avut un absent nemotivat sau nu. E un copil deosebit. Este copil responsabil. Este foarte bine că li se creează această independență de la o vârstă fragedă, că știu să merg pe picioarele lor. Da, deci nu, chiar îmi face surprize dintre astea care îmi iau mie din sarcinile de acasă, adică face cele mai frumoase covoare cu biocarpetele, freacă sâmbăta, da. Este domeniul ei. Iar cea mică e grupa pregătitoare la Roman Vod, la CNRV. Acolo e mai greu. Acolo e mai greu, a fost mai greu o perioadă cât cine nu rezolvasem problema cu programul prelungit. Acum e bine. Bunica se ocupă? Da, bunica a rămas singurică de anul trecut. Tatăl meu anul trecut pe 7 ianuarie, chiar de Sfântul Ion, de ziua mea, a plecat. Probabil că fetele o calmează, o mai, știți, e pansamentul ăla care îi trebuie unei bunici și este și ăsta un noroc. Da, e categoric, pentru că după ce ajunge la serviciu, tu ca și persoană la ora 8 încărcată cu atâtea probleme obosită, nu îți mai arde să mai să o iei de la capăt, fă mâncare, foarte aproape de mine, deci mai la două blocuri de mine,
fetele mele sunt acolo ca la mine acasă, deci le știu uneori mai siguranță decât acasă. Să știți, totuși, vă spun din proprie experiență, pentru că eu am avut-o pe mama Milenei, pe Mădălina, la vremea când eu la fel făceam școală și în paralel că eu am ieșit la pensie de la școală. Școală, da. Și în paralel făceam și presă. Ei, asta însemnau nopți, însemnau deplasări, însemnau asta. S-a cunoscut și mi-a reproșat și greșeala aceasta, ea n-a mai făcut-o, e foarte apropiată față de Milena. S-au întâmplat și mie lucruri. Da. Acum două ieri, pe 1 martie, m-am trezit luată de val cu una cu alta, cu niște semnături, cu niște proiecte, mă rog. Era 3:30 când m-a sunat o mămică, colegă la școală, copil cu Antonia în clasă, să mă întrebe dacă ajung la fără un sfert sau ne întâlnim la fără 10. Și nu înțelegeam la care fără un sfert, la care fără un sfert și la care fără 10. Mă anunțase de fapt că era serbarea pentru mămicile respectivilor copii la școală, la cea mică. Vă spun, am avut așa un moment când m-am scuturat și am zis, Doamne, era să ratez treaba asta, iar eu nu țin foarte mult la lucru, la prima zi de școală, la întâlnire, la prima serbare. Esența meseriei noastre. Exact. Era să ratez momentul respectiv. Mi se întâmplă să ajung acasă seara târziu și să mă cuprind în brațe și să-mi spun, mami, în sfârșit ai ajuns acasă, și să dau seama că de fapt își doresc să fiu mai mult cu ele. Dar da, asta e dilema, asta e dilema femeii între a se împărți, că toți suntem la o zi de la o femeie a se împărți între cariera profesională și viața de familie. Trebuie să mai și iubești în timpul ăsta, trebuie să mai ai timp să fii și știu eu, femeie. Da. Le facem. Trebuie să ne iasă, nu... Bun. Sunteți președinta Organizației de Femei la Partidul Național Liberal. Da. Când mai aveți timp să vă ocupați și de problemele femeilor liberale? Se găsește timp, nu? Asta e o problemă. Noi ne vedem lunar în ședințe. Recunosc că de 2 luni de zile n-am mai avut o activitate, deci în decembrie va fi acum, din primăvară începem din nou activitățile. Au fost două luni mai relaxate, așa, după luna decembrie încărcată. Da, trebuie să vă mobilizați acum că vin alegeri locale. Exact. Tocmai ne-am mobilizat că am avut o dubă plină de flori și de felicitări, de prăjiturele, de organizat la sediu, deci ne-am văzut într-o activitate așa de câteva ore. Presupun că vom fi și noi serbate astăzi sau mâine, nu știm, astăzi la ora 5. Depinde de consentare președintele. Exact, da, îi așteptăm pe cei doi bărbați de seamă, domnul deputat care este venit, cred. Și deci, primarul este la București la o conferință primar, da, trebuie de mediu. Să vină și el astăzi, am înțeles, și probabil că în weekendul ăsta ne vor alinta. Eu așa am o bănuială, o presimțire. Ei, este bine tot lucrul acesta. Acum spuneți-mi dacă sunt și lucruri pe care ați considerat că trebuie făcute altfel din postura aceasta de viceprimar, decât au fost făcute de predecesorul dumneavoastră, Lucian Micu. A, nu văd lucrurile altfel. Știți, vă spuneam, în primărie motoarele merg și merg bine. Da. Să vii acum, să te apuci să schimbi nu știu ce rotiță, cât ți se pare ție că ar merge mai bine altfel. Dacă ai unge-o cu vaselină în loc de ulei. Este doar să faci un experiment și nu cred că cineva s-ar peta acum să se apuce să vadă cum joacă rotița respectivă dacă ar fi angrenată altfel. Ce am văzut și am atras
atenția pentru că știți ochiul ăla de femei, de organizare, de la în partea de primărie, cea care n-a fost modernizată, acolo sunt niște probleme, se așteaptă, da, proiectul. Se așteaptă proiectul acela, exact, de, și atunci nu-ți vine să, exact, nu-ți vine sala să mare, acolo e o problemă. Da, acolo să vedem, să vedem însă că acolo e cu cânte, că spunea, stăteam și mă gândeam că era una din condițiile accesării acelui proiect, da, ca să nu se fi intervenit cu reparații capitale la clădire timp de 5 ani. Da. Pe partea de judecătorie s-au făcut reparații, dar nu știu dacă în urmă câți ani au trecut de atunci. Nu mulți. Da, da. Nu mulți. Nu, eu auzisem că vor fi, că e bine. Că e eligibil, da, 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 proiectul. Da, 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 da. Deja s-au început a demara lucrurile. Vă spuneam că în partea care ține de mine, deci în direcție a taxe și impozite, sunt vreo 3 camere acolo, camera 11, 12, foarte aglomerate. Camere în care există 5 birouri, oameni cu dosare pe jos, undeva așa, așa, da. Nu e vina lor, nici noi n-am găsit altă sală, am încercat să vorbesc cu doamna pisică, să găsim niște soluții, să încercăm să vedem cum am putea învârti. Suntem încă în momentul în care vrem să facem acolo niște schimbări, pentru că e poarta în care, care deschide Romașca Noi. Da, da, da. Da. Și în plus de asta este ușa prin care Romașca nu intră de fapt în primărie, pentru a-și păti ochii intre la birou unic să-și ia, știu eu, un formular. Acolo iar la birou Molin, că e în Grămădea la Mare, acolo, exact. Și sunt vreo 4-5 funcționare, dacă nu mă înșel, da, eu. Acolo aș fi vrut să încercăm să învârtim niște lucruri pe loc, dar să găsim niște soluții estetice și funcționale mult mai bune decât sunt acum. Asta am încercat. Bun, să știți că dacă vin fondurile acestea pentru reabilitarea primăriei, care este clădire, monument arhitectonic, este foarte bine, dar urmează cel puțin un an jumate, doi. Da. De unde mă stăteam eu și mă gândeam, doamne, unde pot fi strânși toți acești oameni? Unde vor lucra în timpul acesta? Ne organizăm să fie, da, acum, știți, că nu e asta o problemă, deci se poate organiza treaba. Totul este să rezolvăm cu... Spuneți-mi, bănuții, cultura în domeniul cu este. Cine se ocupă de cultură? Domnul primar. Deci, probleme de cultură, deci are cultura, investițiile primarul? Da. Poliția locală. Poliția locală. Inspectoratul, da, inspectoratul, exact, de situații urgente. Situații, ISU, da. Și cam astea, da, sunt problemele mari. În condițiile în care ați preluat dumneavoastră, la cât ați preluat ca și grad în casare? Pentru că știu că Romașca nu-i foarte... A, nu pot să vă dau, nu vreau să fac, nu? O... Da, da, nu aș vrea să fac o... Aici, domnul Micule, ce spunea, da, de made. Știți de ce? Pentru că le-am primit, vă spun sincer, în prima săptămână am primit organigramele, pentru că le-am cerut. Cum arată sălile, cu fiecare om pe ce scaun stă, unde s-au mutat, exact. Toți, da? Da. Sunt la momentul în care fac temele cu am jumătate de oră pe zi în birou, încerc să-mi învăț teritoriile, străduțele mici, așa, pe care nu le-am știut până acum. Mă surprind colegii din primărie uitându-mă pe pereți pe harta respectivă. Da. Îmi face semn că mai avem 10 minute, așa. Înțeles. Încerc așa, ușor să le iau. Nu am cultura asta datelor și a-mi încărca memoria pentru că nu... Atâta timp cât ai niște documente... Știți, da, din experiența mea, niciodată municipiul român nu a terminat perioada respectivă fără cam procentul de încasare 97%, adică foarte bine. Undeva destul de bun, și iată că asta a și însemnat posibilitatea ca Romanul să poată dezvolta, da, proiecte, pentru că vedeți că ajută-te singur, deviza liberală, știi? Da, știți, putem sta cel puțin în situația de față, eu chiar... Pentru că ajutor, nu vedeți? Bătaie de joc, bătaie de joc.
nu se poate. Și gândiți-vă că acum, anul acesta, din bugetul dumneavoastră, trebuie să plece către spital jumătatea aceea de miliard pe care ar fi trebuit să o primim de la județ, pe care mi s-a părut imensă bătaie de joc. Este dincolo de revolta. Romașcanii nu știu lucrurile astea. Asta e dureros. În momentul în care se duc la un vot... Au votat ca oricum. Exact. Eu am surprins persoane dragi mie, nu vreau acum să mai deschid cutia, dar am surprins persoane dragi care încercau să mă convingă de ceea ce spuneau indivizi la România TV. Mă uitam și nu înțelegeam cu școală, cu carte. Mă întâlneam cu colegi de breaslă care încercau să mă convingă că lucrurile sunt roz într-un pe bombon. Exact. Nu intru în polemici, cu toate că mă doare. Nu mă aștept să mă convingă, nu știu, să vină treaba asta de la o persoană care nu e informată. Dar în momentul în care știi să citești printre rânduri, poți asculta și variantele altor posturi, ai o telecomandă și nu o faci, înseamnă că... Bine, acum este principiul acesta politic al rotației. Țineți minte că ani buni a stat și PSD-ul pe băncile opoziției și nu i-a fost ușor, că chiar discutam cu senatorul Chelaru, care acum s-a retras din politică, s-a retras una pentru că a avut voința, dar a doua pentru că a fost clar marginalizat în organizația de aceeași, la Neamț. Aceiași prieteni pe care probabil o să-i constate domnul Marius Neculai. Vă spuneam, n-aș vrea să aș fi spus să fiu în locul lui și să iau decizii. Dar fiecare face trebuie și partidul și PSD-ul trebuie să iasă cu un om. Asta este adevărat și Marius Neculai chiar este un om capabil, cu multe idei de dreapta, ca și antreprenor, dovadă că a fost în Partidul Democrat Liberal și a ajuns conjunctural în PSD. Trebuie să faci parte dintr-o echipă, nu poți veni un singur om care e tras în jos, poate, la un moment dat, sau în spatele căruia se fac jocuri, aici nu-i va fi ușor. Tare mi-e teamă să fie, haideți să luăm scorul de 15% a domnului Oprea. Da. Asta nu s-a datorat numai faptului că Leoreanu era cunoscut, făcuse ceva, lumea îl știa, și jocurilor și înțelegerilor din spatele transpartindice. Pentru că să știți că totdeauna, eu vă spun din experiența mea de jurnalist, totdeauna vezi aceste jocuri transpartindice. Haideți să luăm momentul 2012, când a venit Udrea la Roman. Da. Dacă tot intrăm în politică și avem acum suntem la taclare, noi două femei. Să știți că eram în perioada de lehuzie, eram chiar în perioada în care dar vorbeam de înțelegeri transpartinice. Da. Deci, a existat clar atunci o înțelegere între PSD, PNL și celelalte partide politice, de vreme ce pe colegiul 6, marele trebuia să candideze atunci actualul senator Dan Manoliu și s-a trezit că era USD-ul atunci la putere și s-a trezit că acolo i-a venit pe Ursărescu. Au fost înțelegere între PSD, între liberali și asta pentru cedarea locului. Și a spus, câștigă Udrea la Roman, pe colegiul 4, pe 2 câștigă... Sunt observații sunt observații fine ale unui jurnalist. Jurnalist care știe lucrurile acestea și, s-a dovedit că am avut dreptate. Cum spunea Pinalte, care iată unde ferească Dumnezeu, unde a ajuns. Știți când te încrezi? În jocurile acestea s-au făcut înțelegeri transpartinice. El trebuia să o impună la Roman pe Elena Udrea, care nu mai avea cu cerere direct de la Băsescu. Credeți că și-a dorit-o Leoreanu? Foarte puțin știu lucrul acesta. Nu și-a dorit-o Leoreanu. Ce a fost impusă? Nu știu, dacă stăm să ne gândim, au fost și lucruri făcute Este adevărat. Deci, în spatele ei
au rămas niște lucruri. Da, au fost aduse. Eu mi-aduc aminte că mă duceam cu copilul la bazin la Bacău și da. Dădeam pe abonament acolo aproape 2 milioane și cu transport și cu celelalte ajungeam pentru fiecare lună să plătesc cât pentru o tabără, doar ca să vadă copilul meu apa. Nu ne uităm acum că, de fapt, avem peste drum la 300 de metri bazin. Da. Dacă luăm lucrurile și nu doar, au fost lucruri. Da, a ajuns în funcție, așa cum este doamna Sevil și-a ideea acum, în pixul care stau toate investițiile și care n-a dat niciun ban la opoziție. Aici mi se pare marea greșeală a politicienilor. Și niște politicieni. Să cu primarii și aici. Celor două orașe mici, mărunte, din Neamț, Romanu și Piatra Neamț, nu au ajuns la cerora, ședința respectivă. Da, cărora le-au fost repartizate sunt la 600 de milioane. Milioane. Și mi se pare o bătaie de joc imensă. Dar atenție, am înțeles de la domnul primar că s-a atacat în contenciosul administrativ hotărârea aceea și, dar să nu se întâmple exact cum s-a întâmplat la mine, să fie pusă după un secol termenul. Îmi pare rău că nu văd cetățenii de rând lucrurile astea și rămân atrași. Nu știu să privească lucrurile. Știți ce pisică și-a luat domnul primar, cât o câștigat doamna Iorga luna trecută, ce bolit de euro are nu știu care și el are o amărtă de dace. La oameni prind lucrurile astea. Deci nu știu dacă îl interesează pe om procentul, nu știu care, sau ce absorție a fondurilor s-a realizat în ultimele două luni sau cât s-a adunat la taxe și impozite la primăria Roman sau nu. Ar trebui să-l intereseze pentru că sunt finanțate serviciile din subordinea primăriei și anul acesta nu este un an ușor. Suntem un popor de lucrurile mărunte, meschine, care fac audiență. Știți, nu mai este OTV-ul, nu mai e și atunci îl creăm noi la serviciu. Da, îl creăm noi în fiecare colțișor la serviciu. Nu știu dacă dumneavoastră resimțiți ca și noi jurnaliștii, deci noi simțim o izolare totală a romanului, inclusiv cu ceea ce înseamnă jurnaliști. Gândiți-vă, noi romașcanii nu mai participăm, absolut nu mai suntem chemați la niciun eveniment de interes județean pentru a reflecta ceea ce se întâmplă. Dar și noi, ca administrație publică, am simțit treaba asta. Și ați văzut ce s-a întâmplat când a venit doamna vicepremier. Jurnaliștii mei și ai tăi. Deci ori nu se pune problema așa. Problema... Ei nu-și dau seama că prin lucrurile astea greșesc. Ai putea, să te comporți măcar normal, civilizat cu toate părțile din presă, dacă ți-ai dori să... Nu, și să admiți, admiți criticile, să vezi, domnule, are dreptate, mai ales când... Păi vorbeam acum, înainte de a intra în emisiune, spuneați că o să-mi spuneți de trotuarul tenivelat din fața... Și v-am spus că chiar vă mulțumesc dacă sunt lucruri pe care nu le vedem noi. În fiecare luni la operativă avem hârtii întregi. Da, și nu trebuie să se aștepte să se întâmple acolo ceva, pentru că acolo s-au ridicat dalele. Am spus ca să mă duc și eu acum. Așa, în felul acesta, trebuie intervenit azi până nu știu pe cineva gâtul acolo. Nu doar acolo, sunt o grămadă de situații aduse la cunoștință de către cetățeni. Puse pe hârtiuță, dezbătute în prima ședință, rezolvate cât putem, deci nu văd de ce ar trebui să ne supere. Că spune cineva, nu se pune în felul acesta problema, ci trebuie, mai ales că e lucrurile mărunt acesta, dar există, l-am întâlnit. Deci, susțineți că sunteți optimistă în ceea ce privește acomodarea dumneavoastră cu asta și nu vă pare rău după catedră? Nu-mi pare rău pentru că mă duc acolo. De acolo am venit acum. Da. Țin legătura, v-am spus. Nici măcar nu am ieșit din partea de competiții olimpiade, celelalte concursuri. Încerc să le fac pe toate. Am noroc de copii fantastici de buni. Deci anul acesta... Copiii la școală, da. Deci anul acesta copiii care se pregătesc pentru olimpiadă
am rămas marcată de câte au făcut singuri, cât de implicați au fost, chiar dacă nu am stat doar de ei cu frâiile așa strânse. Și când sunt întrebați acasă, cred că spun că o doză de mândrie. Păi facem biologia cu doamna viceprimar. Asta, că se laudă cu doamna viceprimar. Nu, ăștia sunt ai mei în clasa a șasea. Da. De com, acolo am un băiat foarte îndrăzneț. Puteam să și amintesc acum ca să se bucure. David i-a scris în momentul în care a aflat și învuia presa, nu erau lucrurile sigure, i-a scris un mesaj domnului primar și domnului deputat. Ei nu au dirigintă de dat. Ei au făcut un contract cu doamna Roxana Iorga în clasa 5-a. Romașcanu să-și găsească alt personaj, pentru că ăsta carismatic este doar al lor și nu au de gând să-l împartă cu oricine, așa. Bun, au fost vreo 50 de rânduri care m-au emoționat în momentul în care mi l-a citit a doua zi Lucia și îmi spunea, zic, uite mă, de unde te-am luat eu. Cu asta mă încarc și înțelegeți de fapt de ce mă duc la școală și îmi încarc bateriile acolo și ajung la primărie. Cum au fost primele întâlniri cu oamenii la audiențe? Cu ce probleme vin? Prima audiență am avut-o cu Cezar Pilat, personajul vestit. Nu știu, nu-l știu, curios, nu știu. Care s-a suit pe turnul de la Smerodava, pe turnul de la el, cum prinde cu un turn să suie, să-și pună de acolo păsul. Mai avem unul la Săboani. Mi-a explicat, zice, Cezar, dacă ai vorbi de la nivelul solului, să știi că te-am și auzi și nu mai fă alpinist, pentru că stă într-o... Bun, are niște probleme de sănătate, e o schizofrenie combinată și cu HIV și cu o grămadă, deci are un dosar cumplit. Stă într-o locuință socială unde au fost înainte forțele de muncă. Reclama faptul că parchetul s-a umflat, geamul nu se închide, mă rog. Mizerie mare acolo. Da, să știți că am fost în vizită și am rămas... Au subsolul acela plin cu apă acolo care... Am fost în vizită, vă spuneam, și din 18 camere, 15 erau impecabile. Am văzut camera mai mică decât studioul, împărțită în trei, deci au făcut un apartament, adică în 3 metri pătrați, era o canapeluță și mai aveau loc și de o măsuță dintre asta, bucătărie, toaletă acolo, în camera respectivă făcută cu un glasvant, cu impecabile camere. Și cele trei, dintre care cea celui care a venit la audiențe, de îngrijite. Da, omul sfințește locul. E clar. Omul sfințește locul. Asta le spuneam și lor. Doamna viceprimar, iată că ora noastră de taclare s-a epuizat, că mă aștept aici, a fost o plăcere reală să depănăm așa, o analiză între două femei care am făcut și puțină politică și puțină administrație și cu aceleași rădăcini, da, cadrul